E un oraș despre care de fiecare dată când vii zici că nu se poate să fie mai frumos și de fiecare dată când te întorci arată încă și mai bine. Cum a spus și Tudor înainte, o să citesc dintr-o carte care sper să apară până prin mai la Târgul de carte de la București. Se va chema Frânghia înflorită și e o carte, după cum o să vedeți, despre morții noștri iubiți. Fiecare dintre noi avem măcar un mort drag, un mort iubit, care ne reprezintă cumva în lumea cealaltă, un fel de ambasador plenipotențial al nostru acolo. Așa că o să vă rog să vă imaginați că e vorba de acest mort drag personal al fiecăruia. Frânghia înflorită. Ce-ți spune unul dintre morții tăi cei mai dragi, cel mai iubit dintre morți, când te lasă inima să-l visezi? Nu te speria. E teribil de simplu. Tot ce ți s-a spus în cei 7 ani de acasă e adevărat. Oamenii există și sunt buni. Sufletele există, bine mersi, culcușite în straturile cărnii ca recidivistele în paturi supraetajate, tandre și cabine fobicile. Iar de răspuns, ți se va răspunde, răspicat, exact cum spui, înger, îngerelul meu ce mi-a dat, aerul se va crâmpoți, smulse peste lucruri, ca ambalajul lucios de pe un cadou de mult promis, și dinăuntrul aerului va sări, cu mișcări profesionale de stripăriță țâșnind din tort, îngerelul. Cât o să-l privești cură casă, se va duce popa sus, după care va coborâ ca un deltaplanist spre tine. Atâta doar că mai mereu, ca din nebăgare de seamă, îngerelul aterizează într-o legiune de porci. Și al naibii parcă ar fi de mercur, așa intră și se întinde prin corpurile porcești. N-apuci să te minunezi mult, o mână nevăzută îți ia de colănește doi dupaci după ureche, te întinde pe spate, cu un scalpel nevăzut îți deschide cușca pieptului, duce apoi degetele nevăzute pline de sânge între buzele nevăzute pline de sânge și șuie, cu schepsis de porcar. Iar porcii se apropie cumva tantru de tine, își aliniază râtul pe laturile tropuței de coaste și, fericit de lături proaspete, clefăie sângele, hăpăie inima. Abia atunci, culcat pe spate, vezi, panoramați pe cer, buluciți ca porcii, turme de îngerei cu boticurile roșii-roșii, numai incisivi, canini și molari, râzând la tine. Cum ziceam, să nu te sperii. Așa începe răspunsul și toți îl merităm. E teribil de simplu. Îngerul, râzând de după slănii, o să-ți explice cu vremea totul. De când a început serviciul, Cami pleacă înainte de 8, iar Sebastian se trezește cam pe la 7:30. Așa că vrând nevrând mă trezesc și eu, îl pun pe oliță, îi pun laptele la încălzit. Cami pleacă, îl iau de pe oliță, îi dau laptele. Îl bea încet, mozolind îndelung paiul roz. Uneori ne uităm pe Minimax, la T-Rex Express, la grădina zoologică a lui Uila, la Thomas și prietenii săi. Alteori îmi cere să-i pun la laptop Cartea Junglei sau Domnul Tăiței. Desenăm, facem trenuri și tuneluri. Dăm concerte, el la tobă, eu la chitară sau după caz pian. E secvența preferată a zilei mele, ca să nu spun a vieții mele. Apoi vine mama cameriei, îi dă să mănânce dacă n-am apucat să o fac eu, îl îmbracă și îl scoate la plimbare. După care, rămas singur, prins în fericirea mea ca o grânganie urâtă în chiflimbar, mă așez iute la laptopul din care Balu tocmai a terminat de cântat Fair Necessities și încep să tastez ca în transă. Ce-ți spune unul dintre morții tăi cei mai dragi? Ce-ți spune unul dintre morții tăi cei mai dragi, cel mai iubit dintre morți, când te lasă inima să-l visezi? Dracule, în ziua aia când soarele de noiembrie era călduț ca un cadavru proaspăt și eu îți muream în brațe, nu-mi închipuiam că aici, unde totul e un fricoșător de bine, e un aer tare ca vodka. Îți taie genunchii și țărâcâie stomacul, încât te aștept cu fiecare zi tot mai zdrențuit, mai matolit, mai lihnit. Tu nu te grăbi, vezi-ți de trăitul tău,
Eu duc aici pe picioare până o să vii tu. Ca ciorba acră după beția dulce, ca iaurtul peste ficatul cu steatoză, ca glucoza în venele macerate. Chiar dacă aerul de aici mă face cirotic, nu te grăbi. De aici n-am unde să mai mor, cred. Așa că trăiește-ți fericirea. O să te mănânc din ochi când o să vin. N-o să-mi ajungi nici pe o măsea ce-i drept. Însă o să mă țin ca atunci în brațe, sub soarele călduți de aici, și poate că de data asta o să-mi revin. Îmbrățișarea ta de mort proastă o să-mi pătrundă ca o injecție cu adrenalină în inimă. Fii deci viu. Fii fericit de viața ta vie, oricât de ridicole chestia asta. Aici te trezești cu obrajii arzând și creierul aburind în crăticioara craniului, ca un cartof fierbinte, fiert îndelung pentru o masă săracă. Poate că textele astea sunt o încercare de împăcare între Sebastian Lis și amintiri pentru tatăl meu. Subconștientul meu mic burghez vrea să facă ordine, să așeze în silogism microarmonia și catastrofa, să regizeze un cartun feeric după un scenariu deprimist. Ca o gospodină care înșiruie pe mileurile etajerei poza bărbatului spânzurat alături de pozele copiilor. Că așa e frumos. Ce-i pasă subconștientului gospodină că mania lui logică nu face pielea de căină și inima terci? Ce spune unul dintre morții tăi cei mai dragi, cel mai iubit dintre morți, când te lasă inima să visezi? Dragule, în fiecare dimineață, de pe la 4-5, în pieptul meu, un bătrân cu ochii plesniți citește cu degete tremurătoare ca vocea ta de atunci poeme despre noi în braile. Și cum citește el, pământul se luminează precum cerul la răsărit, când se luminează de tot, te văd a plecat deasupra sicriului. Îmi ții capul în palme și strigi, cu fața luminată de bucurie, trăiește, trăiește. Mi-e așa de drag să te privesc, te uiți la mine cu ochii plini de speranță ai unui animal crescut pentru sacrificiu. Apoi, Dumnezeu își face vizita printre sicrie, cum își face doctorul vizita prin saloane. Și în vreme ce tu îmi faci respirație artificială, așteptând paramedicii, el trece printre morminte pline de importanță, însoțit de arhanghel și serafim, ca de un ciocor de rezidenți și asistente. Iar noi, morții, ne tânguim din sicrie precum un cârd de bolnav din patul de suferință, cerșind un diagnostic cât mai răsunător. Chiar dacă rezidenții și asistentele ne mai ocărăsc și ne repet, el e bun și răbdător și nu se supără. Are, ca orice doctor, un jurământ de respectat. Și, cum se apleacă peste fiecare dintre noi, răsuflarea lui trece prin creierele putrede ca spiritul prin pâine. Învelește într-o carne de aer ciolanele și mortul e o hârtiță fluturând năucă din aripi. Iar când paramedicii îți spun, e mort, aici tocmai răsare un soare strălucitor ca primele 50 de vodcă după o noapte de cumplită fericire. El trece mai departe, cu cioporul strâns ca un halat strălucitor în jurul trupului, aplecându-se peste fiecare sicriu, cum te-ai apleca să arunci un bulgăre de țărână. Când termină vizita, e aproape seară. Bolnavii tac ca după diagnostice neașteptate. Și se lasă aici liniștea din camera mea de atunci, după ce paramedicii ieșiseră și tu vegheai lângă bietul meu corp. Apoi e vremea viselor. Nici nu știi de când ești treaz. Pândind sapii pe unde plutește prin cameră, bănuiești că vede cum răsară în ochii animalului de sacrificiu un soare negru ca primele 50 de vodcă după o noapte de cumplită fericire. A avut rar febră, de vreo 3 ori în 2 ani și 7 luni cât are acum. Prima dată a fost după vaccinul de la 6 luni. Doctorița ne avertizase că poate face febră sau poate dormi neobișnuit de mult. A plâns foarte puțin la vaccin. Împingeam căruciorul dinspre dispensar spre casă ca pe un car triumfal. Eroul gâlbulea discursuri fără îndoială memorabile. M-ar fi mirat, bineînțeles, dar nu prea tare, dacă s-ar fi dat jos și ar fi ridicat căruciorul într-o mână, precum micuțul Superman mașina. Seara a adormit ca de obicei, m-am pus să scriu pe blog un poemaj cu Sebastian Lis, însă pe la 10:30 s-a trezit într-un plâns îngrozitor, care mi-a activat instantaneu toate superstițiile. Îl lăsasem fără umbră pe Sebastian din poem, iar Sebastian din viața reală se trezea gripat. Am coborât valvurtej la farmacia non-stop și am luat Nurofen pentru copii. Când m-am întors, încă plângeam.
În ochișorii se citea limpede ca un fel de subtitrare la plâns întrebare. Ce e durerea și de ce o lași să mă doară? După norocând s-a potolit, a adormit repejor, însă n-am mai avut curaj să scriu mai departe. Știam că întrebarea subtitrare avea să fie powerplay-ul vieții mele. Am închis calculatorul și m-am dus la culcare. Ce îți spune unul dintre morții tăi cei mai dragi, cel mai iubit dintre morți, când te lasă inima să-l visezi? Dragule, aici am început deja. Nu mai poate dura mult până începe și la voi. Cu bulețele de pământ, s-ar zi și noapte, ca topurile de șampanie de pe răposații pe care le vedesc. Cele acoperite de iarbă prea uscată se aprind și luminează ca trasoarele. Al meu cel puțin așa s-a aprins. Noi, sinucigașii, ne-am trezit fiecare așa cum ne-am făcut felul. Unul cu un cuțit în inimă, altul cu glonțul în creier, altul cu venele deschise. Însă se lucrează din greu la imagine. Eu am primit același maior plendurit în care m-am spânzurat și te aștept tot cu șpreangul la gât. Dar rafiei i s-a poruncit să înflorească, iar Dumnezeu pictează fluturi pe fiecare petală din șpreangul de flori. Atent, de parcă mi-ar fi cel mai bun prieten bărgherindu-mă pentru nuntă. Aici te trezești. Cami doarme liniștită, pijamaua cu tuitii se ridică și coboară lent, din pătuți se aude motorașul cu muci din năsucul lui Sebastian. Ca de obicei, după dezastru, lumea e perfectă. Poezia ca artă de familie. Formula poate părea minimalistă, însă la drept vorbit e tamam pe dos, de un maximalism utopic. Lui Tolstoi îi trebuiau cam 2000 de pagini zdravene ca să scrie ca lumea despre o familie. Thomas Mann, în miezul secolului vitezei, se descurca cu vreo mie. Chiar și în epoca Twitter, atopimia de pagini în lama de rasa unei cărți de poemașe, mi se pare, spuneam, un proiect crâncen de maximalism. Fiindcă, dacă orice om e un univers cum dictează clișeul, atunci orice familie e un plurivers, în care încape totul și chiar contrariul lui. Ce-ți spune unul dintre morții tăi cei mai dragi, cel mai iubit dintre morți, când te lasă inima să-l visezi? Iubitule, nu te speria, e groaznic. Iubirea voastră face din fiecare mort un laureat al umilinței. Crede-mă, pentru fiecare mort iubit, viața voastră e jignitoare. Nu, mai rău decât o jignire. E umilitoare. Câtă vreme ne plângeți, iar în creierele voastre înfloresc lacrimi și în creierele noastre înfloresc rizomi, totul e în regulă. Lumea voastră e mai frumoasă și e ok să vă trimiteți până aici bocetele, dorul și mila, ca un emigrant ajuns, trimițând pachete și cărți poștale rudelor ghinioniste de acasă. Însă ghinionul nu ține cât e moartea. Când apare el, cu îngerii țopăind împrejur ca un cârc de copii de grădiniță în jurul educatoarei, cătunul de sicrie se schimbă în loc de joacă pentru copii. Îngerașii se dau cuța cam balansoar pe un coșciuc mai înclinat, fac tobogane din scândurile între care câte un mort a putrezit cu totul. Sar pe burțile umflate ale morților proaspeți ca pe niște căluți cu parc, chiuie, tropotesc, se înroșesc de plăcere și de efort pe obraji și pe piciorușele grăsuțe. Piericica le lucește de transpirație și miroase a mirt. Respirația le e tot mai întretăiată, ochii tot mai încețoșați, încât în rizomii din țeste începe să înflorească o iubire nepermis de tandră pentru animăluțele sacre și rotofeie. Până când el, cu autoritatea unei educatoare aproape de pensie, care simte că copiii întind prea mult coarda, face un semn și se strică tot zenul și langoarea. Nimfeții durdurii se opresc, țâțâind și pufnind, se așează în coloană câte doi, ținându-se de mână, și pleacă spre alt loc de joacă. Și noi rămânem la locurile noastre, mai triști decât o groapă comună, mai devastați decât Ground Zero, plestind de mândrie că lumea noastră a fost, preț de o recreație, mai frumoasă decât a voastră. Încât bocetele pline de milă pentru rudele nepăzduite de aici ne scot din minți. Să nu vă fie milă de noi. Noi suntem cei care, din când în când, ar trebui să vă trimitem ajutoare și cărți poștale. Copiii chiuie, tropotesc, îmbujorați de efort și plăcere, nu numai locul de joacă, ci tot parcul subarii miroase a mirt, îl privești pe Sebastian râzând și, mai trist decât o groapă comună, mai devastat decât Grand Zero, spumeci de fericire, știind că orice carte poștală trimisă de acolo ar fi o splendidă, orbitoare umilință.